Bună, sunt Valeria și astăzi o să-ți arăt cum am reținut eu stabilizarea TNM pentru cancerul bronhopulmonar. Deci, o să începem prin a scrie toate stadiile, da? Și avem stadiul 1A, 1B, 2A, 2B, 3, care o să fie 3A, 3B, 3C, după care o să avem 4A și 4B. Dar astea sunt cu metastaze, nu o să ne intereseze, în particular pentru că în stadiul 4 avem oricare T, oricare N, iar M-ul diferă în funcție de A și B, de stadiul 4 A și B, și sunt relativ ușor de reținut, stadiul 4 A cu M1A și B, iar stadiul 4 B cu M1C. Ok, deci asta chiar nu prezintă mare interes. Ce ne interesează sunt aceste stadii și o să urmărim deci doi parametri, T-ul și N-ul, pentru toate aceste stadii, pentru că astea sunt fără metastaze, da? Și o să urmărim T și N. Acum să încerc să fac niște linii faze drepte, nu. Imposibil. Deci, să facem o șmecherie așa. Ok, am reușit în sfârșit să fac aceste linii. Deci, vorbim despre TN, TN și TN. Ok, deci pentru stadiul 1A, 1B și 2A o să vorbim despre 1, deci T1, 2A și 2B. Astea sunt cu 0, da? Deci 1A o să fie o să fie T1 0, 1B 2A 0, 2A 2B 0. În cele ce urmează, aici o să urmărim doar astea 3, doar că împreună, da? Și avem T1 2A 2B 1, da? Deci tot ce diferă este că se adaugă câte un 1, da? Deci aici o să avem 2A 2B 2, 2A, 2B, 3. Și atenție, N-ul ajunge până la 3 maxim. Deci, în continuare aici, nu o să mai avem deci tumora în T1 sau T2 nu poate să existe în stadiul 3C. Da? După care, ne interesează, deci am vorbit despre T1, T2, ne interesează T3. T3, atenție, trebuie să ții minte că începe de la 2B, da? Și același principiu, foarte simplu, T3N0, T3N1, T3N2, T3N3, ok? Deci, și am completat tot TNM-ul, toată stadializarea cu T3. După care, T4, deci observăm cum avem o diagonală, da? Deci 4 o să vină de la următoarea, începe de la următoarea, deci 4 cu 0, dar atenție, T4 să zicem că este mult mai agresiv și începe de la 0 și 1, da? Deci dacă avem T4 în 0, avem stadiul 3A, dacă avem T4 în 1, avem stadiul 3A, după care avem 4, 2 și 4, 3. Deci la 3C, la stadiul 3C, deja trebuie să completăm și celelalte T-uri, da? T3 și T4. T1, T2 e completat la 3B. Ok, aici am zis că avem oricare T, oricare N și M-ul diferă, da? Avem metastaze deja. Dacă faceți acest tabel de câteva ori, vă asigur că o să învățați super rapid această clasificare. Sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare!